Vă chem să deschidem împreună Scriptura la Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 4 și citim un singur verset împreună, versetul 29, Efeseni, capitolul 4, versetul 29 și vreau să îl recităm cu toți împreună. Și hai să zicem, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie să dea har celor ce l-aud. putem mai bine așa că mai zicem o dată. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce l -au. Amin. Vă chem să ocupați locurile. Dragii mei, uh, ultima lecție din uh, ciclul nostru legat de Familie în, această, în acest an, pentru că urmează momentul de sărbătoare în care vom vorbi despre uh, aceste pasaje dedicate despre nașterea Lui Hristos. Dar vrem să continuăm astăzi uh, și să mai așezăm o cărămidă în zidul familiei. Am vorbit despre temelia familiei, despre rădăcinile casei. Vă duc doar aminte ca să înțelegeți unde suntem acum. Am vorbit despre rădăcinile casei care reprezintă relația familiei cu Dumnezeu, da? atât a individului, a fiecăruia în parte, cât și ca și cuplu. Păi am vorbit despre zidurile casei da? și prima cărămidă, ce Alex Izidar se uită la mine se pricepe, prima cărămidă dă zidul. Dacă prima cărămidă o pui strâmb, de acolo s-ar putea să iasă totul strâmb. Dar e importantă prima cărămidă și prima cărămidă este dragostea. Și v-am vorbit despre dragoste și despre ce fel de dragoste care este superioară dragostei naturale cu care Dumnezeu ne-a zestrat. Dragostei umane, da? dragostei firești, cum o numește Scriptura, sau naturală. Am vorbit apoi despre respect, despre sinceritate, da? adevărul, numai adevărul, tot adevărul. Am vorbit despre lucruri care ne sunt esențiale pentru a putea construi o familie sănătoasă, puternică. Și azi aș vrea să mergem mai departe și să adăugăm încă o cărămidă importantă, care eu o consider la fel de vitală ca și dragostea, ca și respectul. Vedeți, comunicarea în relația de familie este mediul prin care noi ne descoperim sentimentele, stările, gândurile și Universul nostru interior. Prin comunicare noi ne revelăm, dacă vreți cuvântul ăsta frumos, descoperim Universul nostru interior. Orice om este o lume, este un univers. De aia, descoperirea asta a celuilalt este o, o, o muncă fascinantă. E o muncă fascinantă. E o muncă. Și trebuie să investești, să-l cunoști pe celălalt. Trebuie să te dedici în a-i cunoaște uh, universul interior, modul în care este construit, pentru a putea să-l înțelegi mai bine și să relaționezi cu el mai eficient. Capacitatea de a ne revela prin comunicare o avem de la Dumnezeu Creatorul. El este primul care s-a revelat pe sine comunicându-ne prin cuvânt. El îi se descoperă prin cuvânt, prin cuvinte. Și de la El avem această capacitate și ne-a creat capabil să comunicăm și să ne descoperim pe noi înșine celorlalți. Și vreau să zic un lucru important. După cum mâncarea da, este hrana trupului, cuvintele sunt hrana sufletului. De-aia dacă vrei să-l omori pe un om în interior, izolează-l dacă vrei să se stingă, dul departe de cei cu care poate comunica. De aia una dintre cele mai cumplite metode de tortură e carcera. Da? Adică izolarea. Te țin la izolare. Dacă veți citi, spre exemplu, cărțile lui care a stat o bună bucată, ani de zile a stat la izolare, îți pierzi mințile, e razna. Spunea el că Scriptura l-a ajutat să nu-și piardă mintea, pentru că asta era și scopul, de fapt, să-i piardă mintea în acea stare de singurătate. După cum pâinea este hrana trupului, cuvintele sunt hrana sufletului, de-aia a zis Iisus, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă vrei să epuizezi o inimă de om, și ce trebuie să faci? Oprește comunicarea. Dacă vrei să distrugi o relație de familie, oprește comunicarea. De aia cel mai stupid mod de a rezolva un lucru este să taci. Știți că mai sunt ăștia care se ceartă și nu vorbesc o săptămână. <laughs> cel mai, cel mai, cea mai neinspirată alegere de a rezolva un conflict. Dacă vrei să epuizezi o inimă de om, oprește comunicarea și îi vei lua hrana să vă usca. Dacă vrei să otrăvești o inimă de om, intenționat, comunică o de aceea, modul în care ne vorbim este fundamental. Viața noastră interioară este afectată de cuvintele pe care ni le spunem unii altora. De aceea spune cuvântul Domnului în Proverbe 18, versetul 20 și 21, urmăriți împreună cu mine. Din rodul gurii își satură omul trupul. Din venitul buzelor lui se satură, observi? De ce? Pentru că moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește îi va mânca roadele. Viața și moartea, nu-ți imagina că îl poți să mărâi pe un om pe loc, da? Îi spui o vorbă și... Deși sunt oameni care au făcut infart când au auzit câte un lucru și acolo au fost. Dar se referă la viața interioară. La acel univers al vieții interioare. Poți să omori un om prin cuvintele pe care le spui. Sau poți să-i dai viață, să-l ridici, prin tot prin cuvintele pe care le spui. De aia, omorârea interioară este posibilă prin cuvintele pe care le spunem. Și avem un pasaj în scriptură, citim din Ieremia 18 cu 18. Uite-te împreună cu mine la ce zice cuvântul scripturii despre oamenii din jurul lui Ieremia. Atunci ei au zis, ce urmărește? Veniți să urzim rele să creiem rele, să creem bârfe, să creem cuvinte care să-l discrediteze împotriva lui Ieremia. Căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de proroci. Și observă ce zice, haide să lucidem cu vorba, haide să lucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. Există două aici, două lucruri importante, le observați? Elementele uciderii interioare, cuvintele otrăvitoare și ignoranța. Da? Nu te bag în seamă, mă interesează ce ai de zis, trec până nici nu nu că există. Mă interesează. Da? Două elemente care contribuie la această ucidere interioară, ignoranță și cuvinte otrăvitoare. Dar cum se poate să ucizi un om cu vorba? Ascultă ceea ce e Scriptura în cartea profetului uh, Isaia, capitolul 5, 50, versetul 4. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să-mi viorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață, el îmi trezește urechea să ascult cum ascultă niște ucenici. Proverbe 15 cu 4 o limbă dulce, limba dulce este un pom de viață, dar știți care e cuvântul evresc aici? Limba vindecătoare. Limba vindecătoare, cuvintele vindecătoare sunt un pom de viață. Dar o limbă în care este perfidie sau mândrie. Sau este o limbă stricată. Și aici exact același termen care îl avem în Efeseni. Zdrobește Duhul. Cu alte cuvinte, modul în care ne comunicăm unii altora nu este doar un lucru fără valoare, ci este mediul în care noi fie ne dezvoltăm și creștem, fie suntem uciși. Dacă, fără să ne dăm seama, noi, prin vorbele pe care le rostim, îi putem ucide pe cei pe care aparent îi iubim. Există o poezie superbă pe care vă recomand să o lecturați acasă. O om, ce mari răspunderi ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui în scris sau grai, de pildă ce la alții o dai, căci ia pe mulți spre rai, pe, spre iad sau rai, pe mulți o să-i îndrume. Citiți-o acasă, o să fie o lectură frumoasă după masa de prânz. Cuvintele pe care le rostim, creează un mediu, o atmosferă. Știți, v-am mai zis despre asta și vreau să reiau. Astăzi puteți să vă uitați, găsiți pe YouTube ceea ce vă spun eu, îl am de mână. Cei de la Ikea au făcut un proiect anti-bullying la o școală și au așezat într -o, într -o, în lobby-ul școlii, au așezat două plante. Amândouă au beneficiat de aceeași căldură, de aceeași lumină, de aceeași alimentație. Doar că una era așa așezată într-un într con de plexiglas, uneia i s-a montat o boxă care zicea timp de 30 de zile ești așa mai urât, o să te usuci oricum, n-ai nicio șansă, încurci pe aici, o troie de cuvinte urâte. În timp ce celelalte i s-a montat la fel o boxă în care îi se spune ești așa mai verde, ești frumoasă, o să schimbi lumea. După 30 de zile, una s-a uscat, cealaltă a crescut aproape cu 30% mai mult decât crește în mod normal. Deci procesul de creștere a fost accelerat. Dacă asupra plantelor cuvintele au un asemenea efect, și poate vi se pare ciudat, este un, un cercetător japonez, îl cheamă Masuro Emoto, omul ăsta și-a petrecut o mare parte din viață studieze apa, moleculele de apă. Și e foarte interesant să vedeți cum se modifică apa din cană, dacă cei doi din familie se ceartă. Sos, să ceas, biar unul altul, se modifică molecula de apă din cană. Adică dacă pe ce cu cuneva să ta bine, apa care o bei s-ar putea să-ți facă rău. Așa că fiți atenți să nu bei nimic, cel puțin o jumătate de <laughs> Ascultați-mă bine ce vă spun, sunt studii serioase, chiar mi-am făcut timp să studiez, uh, n-ai timp să citești câte studii sunt pe zona asta, pe puterea pe care o au cuvintele asupra elementelor care ne înconjoară. Și nu uitați lucru, noi suntem 70% apă. Deci dacă în momentul în care tu sub tensiune zbieri, urli, folosești jigniri, reproșuri, tot ce în tine se modifică, Luc Montanier, aceeași chestie, despre apă și memoria apei. Vă recomand să-i studiați, găsiți despre ei la simple căutări pe Google. Așadar, pentru a putea trăi fericiți și pentru a putea să ne dezvoltăm, avem nevoie de un climat, de un mediu în care să fim apreciați. Orice om, creștin sau necreștin, pentru a putea să se dezvolte, cu atât mai mult noi, care îl cunoaștem pe Dumnezeu, avem nevoie să creiem acest mediu în care să fim apreciați. Cei mai mulți dintre noi nu suntem conștienți de efectele pe care cuvintele pe care le folosim le au asupra familiilor noastre. Ascultam un interviu săptămâna trecută cu una dintre cele mai uh, alese doamne ale, ale României, care vine din familia nobiliară Ghica, Bosi Ghica. Da? O femeie care are tot ce își poate dori pe lumea asta, extrem de bogată, moștenirea pe care o are este imensă. Și am fost surprins, o doamnă, la o 60 de ani. Am fost surprins să o ascult vorbind, la 60 de ani, avea complexul faptului că tatăl ei îi spunea că cele mai frumoase femei sunt brunete și ea era blondă. Nici la 60 de ani nu uitat și o complexa în continuare faptul că la un moment dat în viața ei, tatăl ei, i-a spus niște cuvinte, poate nici măcar și-o da seama de efectul pe care îl producă. Sunt convins că dacă și-ar fi dat seama, poate nu ar fi folosit. Dar după, 60, după 50 de ani, să zicem, le au aflat la vârsta de 10 ani, 50 de ani a trăit cu acest complex pe care tatăl ei l-a inoculat fără să-și dea seama. Pentru că cuvintele pe care noi le... Și vă, repet, o doamnă educată, o terminat la Sorbona, adică nu era o măria din voi care săra ca atât o știu. Deci era o doamnă care avea posibilitatea să se vinge ce de treaba asta dacă existau instrumente, nu? Iubiții mei, repet, din păcate noi nu suntem conștienți de efectele pe care, cuvintele pe care noi le rostim și ce efecte produc în familia noastră. De aceea astăzi aș vrea să construim împreună, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, câteva repere, bazat pe Cuvântul pe care l-am citit, de care este nevoie pentru a clădi un climat în care să creștem în familia noastră. Și primul cuvânt la care vreau să ne oprim este la ceea ce spune Apostolul Pavel, nici... Un cuvânt stricat. Nici un cuvânt stricat. Nu uneori, nu câteodată, nu bă, mi-au scăpat tura asta, Sorry. Nici un cuvânt stricat. Standardul la care ridică Dumnezeu dialogul în familie, în relațiile noastre, este unul înalt. Este unul exclusivist. Nu există... M-am mi să mai întâmplă. Nici un cuvânt stricat. De-aia mi-am și intitulat predicat de astăzi. Nici un cuvânt stricat. Ca să, ține, să ție mintea asta. Asta să încep... e reperul. De aici plecăm. Nici un cuvânt stricat. Principiul Dumnezeu e clar și nenegociabil. Dumnezeu nu negociază cu tine. Nici un cuvânt stricat. Dar ce, la ce se referă acest cuvânt stricat? Cuvânt stricat. Termenul grecesc aici este sapros, care înseamnă corupt moral, da? alterat moral. În momentul în care tu spui un cuvânt alterat moral, da? e ca și cum arunci, știți, de cât e mere restricat nevoi într-un coș de mere sau într-un sac să le strice. <laughs> nu, nu. Și nici măcar ăla a stricat tot. O parte să aibă stricată. Atât. Să fie perfect 95%. Și nea 5% să aibă atâta. laș în sac Până la primăvară, praf le face pe toate. De ce? Pentru că există un principiu, nici un cuvânt stricat. Nu uh, trei, cinci, nici unul. Cuvântul stricat, Țapros, este un cuvânt care se referă la ceva diametral opus bunăstării fizice, mentale și morale a omului. Observă împreună cu mine că Dumnezeu nu, 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 acceptă niciun fel de justificare, de scuză. Nu zice Pavel nu a câteodată, dar în rest. Observă cât e de drastic cuvântul lui Dumnezeu. Nici un cuvânt stricat, nici un cuvânt corupt moral, care aduce cu sine moarte și durere, nu poate fi rostit de gura unui om al lui Dumnezeu. Niciun cuvânt corupt moral, care odată ce l-ai spus, da, cuvintele au forță, da? Eu rostesc un cuvânt stricat, corupt moral, care atinge inima soției mele, inima copiilor mei, inima oamenilor de care sunt conjurat și acolo unde lovește, distruge. Creează durere, creează suferință și creează moarte interioră. Unul din domeniile în care am devenit foarte ușuratici este vocabularul. Am devenit foarte ușuratici și ne conf... suntem foarte confortabil cu ideea că nu ne putem controla vocabularul. Fără să ne dăm seama, moralitatea noastră nu mai înseamnă vorbire curată, indiferent de sentimentele, de trăirile pe care le avem, de presiunile prin care trecem. Unii de frate, când mă enervez, numai atunci în jur. Bă, stai un pic... Nu zice aici când e, 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 e ok, dar rest niciun cuvânt. Niciun cuvânt stricat. Repet, moralitatea noastră a început să fie laxă. Să încapă în ea când îmi și nervos. să fac, frate? Cum să mă descarc? Zic și eu. Nu, nu dau cu parul. Zic. Iubiții mei, nicio circumstanță nu te justifică, nu mă justifică pentru a folosi cuvinte stricate de ascultă ce ce Pavel dea după în Efesien, capitolul 5, versetul 4 și vreau să ne uităm împreună, deschis Biblia și vreau să le subliniez dacă ești acolo. Să nu se audă, da? Să nu se audă nici cuvinte porcoase sau murdare. Să nu se audă cuvinte porcoase, murdare. Nici vorbe Nechipzuit. Ce înseamnă nechipzuit? Negândit. Necumpănit. Da? Ți-a Ți gura pe dinainte. Să rupe firul dintre minte și gură și gura zice. Asta cred că e una dintre cele mai uh, dese boli la oameni. S-a rupt firul dintre gură și minte câteodată și tu te zici, dar... Nici vorbe nechipzuite, nici vorbe pe care nu ai cumpănit, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, nici glume cu două înțelesuri, nici glume sexuale, da? nici glume murdare, nici glume care, care nu, nu sunt cuvincioase, care nu intră în standardul lui Dumnezeu. Iubiții mei, noi trebuie să ne înălțăm standardul moral cât mai înalt. Și vorbirea este unul din domeniile în care trebuie să corectăm, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Înțelegi despre ce vorbește Dumnezeu? Apostolul Pavel afirmă clar că un om care trăiește în lumină nu poate folosi cuvintele întunericului. Un om care trăiește în lumină nu poate folosi cuvintele întunericului pentru că aceste cuvinte poartă cu ele pedeapsa. Ascultă -i, ce ce cuvântul Scripturii Nefeseni, capitolul 5, versetul 6, imediat două versete mai jos. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, cu scuze ieftine. Lasă, frate, că toți facem așa. Nu bate capul, că toți suntem acolo. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Oamenii care au un vocabular murdar, un vocabular corupt, se încadrează în lista oamenilor care sunt încă sub pedeapsa lui Dumnezeu. Nu poți să fii născut din nou cu un vocabular murdar. Nu poți să fii născut din nou sau să fii compatibil cu cuvintele întunericului. Înseamnă că se întâmplă ceva în interiorul tău. Înseamnă că ceva în tine e corupt. Chiar dacă te justifici sau mă justific, o, oh, toți fac asta. Nu sunt singur în situația asta. Dumnezeu nu va fi înduplecat de acest lucru. Faptul că în zilele noastre, din păcate, oamenii au ajuns să vorbească ușor și să rostească anumite cuvinte cu lejeritate. Faptul că cei mai mulți dintre creștini astăzi au ticuri verbale din astea, la limită. Spre exemplu, nu-mi place să le spun, dar să vă fac conștiință, da? În puii mei, da? Îmi dau un exemplu de... Eu am avut problema asta. Eu mi-am dat seama, la un moment dat în viața mea, eram student la teologie, că bă, eu nu mă pot opri. Adică mie mi e pe gură ce nu controlez. Și am zis, bă, rezolv. Dar ceea ce părea atâta la suprafață, în adânc, avea rădăcini adânci în sufletul meu. Luni de zile m-am luptat cu mine însumi să-mi îndrept vorbirea. Am făcut post de cuvinte, nu mai o știu cât am suferit. Pentru că ceea ce pare lejer, nu, 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 nu-i lejer deloc. De aceea vă chem în această zi pe fiecare dintre noi să, să rearanjăm standardele vorbirii noastre. Niciun cuvânt stricat. Întrebare. Sunt prezente în dialogurile voastre de acasă cuvinte stricate, cuvinte corupte moral, cuvinte care ucid inima, cuvinte care produc durere, M-am gândit în timp ce mă pregăteam pentru predică să vă propun un lucru. Dacă ești lângă soțul tău, lângă soția ta, strânge mai aproape un pic, că vreau să spun ceva. Cum te-ai simțit dacă în dimineața asta Dumnezeu ar pune așa pe proiector ultima voastră ceartă? Ai putea să stai cu capul sus? Ce cuvinte ai rostit, pe ce ton, Dacă Dumnezeu ne-ar face o treabă din asta, cum am, cum am sta aici? Ai lucruri de care ți este rușine? Ai folosit cuvinte stricate? Vreau încă o dată să afirm. Relația cu Dumnezeu este incompatibilă cu un vocabular corupt. Este o vorbă la noi, la români, care o zicem des și, bă, frate, are inimă de aur. Dar gura îl strică, frate. Gura o strică, frate. e o inimă bună, pa, n-ai văzut. Dă și haina. Gura. Ați auzit vorba asta? Fals! Nu există așa ceva. Nu există așa. Asta e o minciună. Hai să citesc din Scriptură ce ce Dumnezeu. Omul bun scoate lucruri bune, Luca 6 cu 45, da? Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui iar omul rău scoate lucrurile din visteria rea a inimii lui. Și acum te rog să observi împreună cu mine, din prisosul inimii vorbește? Hai ziceți cu mine. Din prisosul inimii vorbește gura. Amin. Vocabular stricat, inimă stricată, egal. Nu se poate inimă bună, sacrificială, iubitoare din Dumnezeu, vocabular stricat. Nu există. nu e după Biblie. Deci, cine are probleme cu vocabularul stricat, inima e stricată. Inima. Și asta înseamnă o problemă teribilă. Să nu subestimăm, vocabular stricat nu înseamnă problemă superficială, ci problemă profundă a inimii. Hai să nu mai promovăm minciuna. Dacă un om are gura stricată, spune inima ți-i putredă, pocăiește. N-ai cum să zici, o oh, inima extraordinară, dar gura, frate, nu există. Dacă ai vorbe murdare, ai inima murdară, împrejurările tensionate, că spui, da, mă frate, uite, eu nu mă, nu mă, nu mă descar, numai când îs la limită. Da, pentru că împrejurările tensionate scot la iveală ceea ce tu nu poți ascunde. Ce nu mai poți ascunde. În momentul în care s-a depășit limita ta, tu de fapt dai afară ceea ce ai în interior. Doar că din clipa aia nu mai poți ascunde. Păteam de vorbă cu cineva săptămânile trecute și mi-a zis, vând o problemă. Doar de curând a început să zică soției lui cuvinte stricate. Și l-am întrebat, dar tu în, în mintea ta de când le zici, frate, de ani. El de ani le zicea în minte, nu le zicea cu gura, dar în minte le zicea. Ați priceput? Tensiunile doar scot la iveală ceea ce nu mai pot ascunde. Ceea ce eu nu pot ascunde, de aceea pocăiește-te azi. Pocăiește-te azi, în numele Lui Isus, pocăiește-te azi. Întreb întrebare după primul punct. Ce mediu au creat cuvintele tale în relația voastră de familie? Ești lângă soția ta, ai ocazia să o întrebi. Ai drept așa, ușor, finut, nu faci gălăgie, da? O întrebi așa, strângi de mână. Ce mediu au creat în familia voastră cuvintele pe care tu le spui? Ce atmosferă au generat? Viață? Creștere? Dezvoltare? Speranță? Sau lipsă de entuziasm, frică, o, oricum nu știi să faci nimic, dar nu ți-a ieșit nimic, n-ai nicio șansă, ești cel mai vaidă capul tău, tu și maică ta. Cuvintele pe care le rostim, pe care le-ai rostit în familia ta, aduc creștere, dezvoltare sau ucid și dărâmă Primul standard al vocabularului, al comunicării, nici un cuvânt stricat. Amin. Și vreau să facem o declarație împreună. Doamne, ajută-mă. Nici un cuvânt stricat. Și zicem cu toată biserica. Doamne, ajută-mă. Nici un cuvânt stricat. Încă o dată. Doamne, ajută-mă. Nici un cuvânt stricat. Amin. Doamne, nici un cuvânt stricat nu mai vreau să scot pe gură. Și Pavel zice, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire. Ăsta e al doilea lucru despre care vreau să vorbim în dimineața asta. Un cuvânt bun pentru zidire. Există o a doua cerință. Repet, orice cuvânt care ne iese din gură trebuie să fie bun. Și îl verificăm dacă e bun, dacă aduce zidire, dacă aduce dezvoltare, creștere. Noi suntem chemați de Dumnezeu să fim moștenitori ai binecuvântării. Și ce înseamnă binecuvântare? Vorbire de. Bine. Rostesc păstătine cuvinte de, de binecuvântare. Din partea de Dumnezeu, rostesc păstine promisiunile Lui. Asta e binecuvântarea. Domnul să te binecuvinteze, să te păzească. Asta zicem la copii. Domnul să facă să lumineze fața Lui păstătine și să se îndure de tine. Amin. iubiți mei, noi facem la copil o dată în viața, și la după ce se naște. Cum ar fi să-i faci la nevastă ta, la soțul tău, binecuvântarea asta în fiecare zi? La copiii tăi. Domnul este te să te păzească. Domnul să-și înalțe fața păstie, să-ți dea pace. Ce ce împiedică? Cuvintele pe care noi le rostim sunt cuvinte care trebuie să aducă zidire, creștere. Să producă zidire interioară. Ascultă ce ce Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 10. Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri, zice Apostolul Pavel, când nu sunt de față, pentru că atunci când voi fi de față, să nu mă porc cu o asprime, potrivit cu puterea, observă împreună -mi cu mine, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire și nu pentru dărâmare. Pavel zice, autoritatea apostolică Dumnezeu mi-a dăruit-o pentru a o folosi pentru zidirea voastră, nu pentru dărâmarea voastră. Pentru ca ceea ce se întâmplă să vă crească. Pavel spune, indiferent de ceea ce spun, fie că vă mustru, fie că trebuie la un moment dat să vă îndrept, să vă corectez, indiferent de ceea ce fac, scopul și modul în care, fac, în care rostesc cuvinte, aspre sau blânde, mângâiere sau corectare, ele trebuie să vă aducă zidire, zice Pavel. Chiar și mustrarea e folosită de Pavel cu acest scop. Tot în 2 Corinteni găsim scris și citește împreună cu mie de la versetul 8, capitolul 7. Fii atent ce, ce interesant, zice Pavel. Măcar că v-am întristat prin epistola mea, nu-mi pare rău și chiar dacă mi-ar fi părut rău, căci văd că epistola aceea v-a întristat, măcar că pentru puțină vreme, totuși acum mă bucur, nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Căci ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca să nu aveți nicio pagubă din partea noastră. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de, de care cineva nu se căiește, Niciodată. Pe când întristarea lumea aduce moarte. Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră, după voia lui Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi. Ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Pavel zice, mustrarea pe care v-am făcut-o, de fapt, o dus spre binele vostru. Fiecare din voi a început să se cerceteze, să se verifice, să-și îndrepte viața, să se ridice standardele. În momentul în care ceea ce noi rostim, da, poate trebuie să faci o mustrare. Dar asigură-te că modul în care o faci nu îl provoacă pe cea la revoltă, ci îl provoacă la un moment de reformă interioară. Așa de mult mă bucur că am avut șansa seară, înainte de predica asta, să mă întâlnesc cu un grup de frați din biserică, așa, inopinant. Și să dezbat cu ei o treabă, că m-au făcut să fiu mai consecvent și să mă pun mai bine pe poziție pentru ceea ce urmează să vă spun. Există un alt mit. domnule, toate cuplurile se ceartă. Cum adică nu ce ceri? Asta e vrăjală, mă, lasă-mă în pace. Este cearta justificată? Și vreau să ne uităm împreună. Să ne uităm împreună. Hai să definim cuvântul ceartă, că e foarte important. A discutat cu glas ridicat, cu aprindere, a se gâlcevi, a se ase a se ciondăni, a trata cu vorbe de ocară. Este primul sens. Da? Dacă cauți în dicționar, a certa, înseamnă așa, a trata cu vorbe de ocară, a bagiocări, a ocărâ. O asta se cearta. Deci când eu mă cert, îl tratez pe celălalt cu vorbe de ocară, de bagiocără, a se ceartă. Aș vrea să punem această întrebare. E cearta justificată? Mai ales că există o falsă premisă, repet, că toți trebuie să ne certăm în cuplu. Dacă nu ce cerți, nu ești normal. Fals. Fals. Și vreau să vă arăt că nu e adevărat. Nu cred în ceartă. Nu cred în ceartă. Cearta este o irosire de timp și cel mai adesea un prilej de păcătuire. Cearta este o irosire de timp și cel mai adesea o împlinești de păcătuire. De ce? Ascultă -i ce ce Scriptura. Vă citesc doar câteva versete. Efeseni 4 cu 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Iacov 3 cu 16. Căci acolo unde este invidie și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Și faptele firii pământe sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile și vă rog să observați vreo cum e. Ce? Certurile. Certurile, zavistile, mâniile, neînțelegele, dezbinările, certurile de partide, invidiile, uciderile, bețile, îmbuibările și alt, alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cearta, și chiar mi-am făcut timp, nu există nici măcar un loc în Biblie în care cearta să fie pusă într-o lumină pozitivă. Când Pavel îi zice lui Timotei, mustră ceartă, cuvântul corect acolo este corectează. Corectează, nu ceartă. Corectează. De asta, în momentul în care noi ne certăm, întotdeauna folosim un instrument al firii. Asta e cearta. Un efect al faptului că mă domină firea pământească. Dacă eu mă cert și dacă voi vă certați, asta dovedește că în viața mea firea pământească mă a luat în stăpânire. Cearta nu aduce nimic constructiv. De ce? Pentru că nu poate un instrument corupt, stricat, moral, să aducă ceva bun. Nu se poate. Doi oameni se ceartă, aprinși de mânie, aprinși de resentimente, aprinși de moment, încep să torni cuvinte. Câte lucruri ai spus, care îți pare că le-ai spus? De câte ori? Îi întrebam și pe fraza asta, vă întreb și pe voi. Toarnă nevastă, să-ți zice ziceți ea de la început cu genealogia. De obicei, când ne certăm, în loc să discutăm despre ce avem de discutat, o luăm pe toate planurile. Nici n-ai făcut săptămâna trecută, am mus două luni, am mus un an. Să am zis înainte să mă însor. da, nu, nu vi cunoscut traseul ăsta. Încep să discut despre o chestie concretă. Bă, n-ai luat copiii de la școală, să nu la pită, nu știu. O chestie care te-a deranjat. Și de acolo încep să discut, să te cert. nu să discut, discut și altă Și înceartă doar amplifici și te înarmezi cu cuvinte de ocară pe care dai în celălalt te asigur că îl rănești. Pentru că sub mânie, în influența asta a firii, nu te controlezi și dai drumul. După aia îți pare rău și îi zici iartă-mă. Și dacă vine partenerul la tine și zice iartă-mă, îl iert. Uiți? Nu uiți. Asta e problema. Nu uiți. Și dacă vreți să ne imaginăm casa familiei, toate aceste certuri sunt de fapt fisuri ale zidului casei. Crăpături care vulnerabilizează relația noastră unii cu alții, care o fac o șubrezesc. Ceartă, nu. Dialog, da. Există o mare diferență între ceartă și dialog. Comunicare. Vorbiți între voi cu psalmi. Vorbiți între voi într-o atmosferă care aduce zidire. Da, unde sunt doi oameni, acolo vor fi neînțelegeri. Acolo pot să apară frecușuri. Acolo pot să apară lucruri care trebuie schimbate. 100% de acord. Dar instrumentul cu care trebuie să facem asta nu este cearta. de n când aud și păstori care zic, certați-vă, cum să vă certați, mă? Ce o să rezolvați? O să vă acoperiți cu jigniri și afronturi și nu o să rezolvați nimic. Care dintre voi ați rezolvat lucruri cu ceartă? Ziceți-mi care! Niciunul. Știți când le-a rezolvat? Când în pace a vrut să vă împăcați și a zis, mă, hai mă, să stăm de vorbă că ne-am pierdut cu firea. Atunci le-a rezolvat, nu în cearta aia. Corect? Corect, 100%. Cearta aia nu a făcut decât să scoată la lumină faptul că suntem dominați de fire. De aia, câteva sfaturi practice. Nu vorbi la cald, în tensiune, niciodată. Sunt căsătorit cu soția mea de 8 ani și a fost greu la început să învățăm exercițiul ăsta, dar e extrem de benefic. voi aveți o imagine despre mine de om calm și calculat. N-am fost așa de la început. Eu am fost un bătăuș. M-am oprit să mă bat pentru că mi-au zis că, dacă, că atunci când te bați, nu există că nu mă dai. Și ei. Și mi-au zis că dacă mai iau, o să port ochelar. Și așa de tare m-au speriat ideea asta că m-am oprit. Dar eu eram omul care dacă mă enerva unul, nu mă certam cu nimeni, îl pocneam. Vedeam mai negru. Deci pur și simplu mă pierdeam total când mă enervam. Mi-eșau pe gură cuvinte care nu, nu le puteam controla. Dumnezeu m-a născut din nou și mi-a schimbat inima. Dar, firea mea vrea să iasă afară. Și mi-am dat seama de un lucru, că nu sunt capabil să vorbesc la cald. Și la început, când vedeam că o just temperatura aproape de fierbere, deschideam ușa frumos, două ture, coboram temperatura, intram înapoi. Vedeam că nu scapam, mai ieșeam, mai deam două ture, Iubiți mei, nu vă dați seama cât de mult mă bucur că n-am zis cuvinte care îmi vineau să le zic. Nu e nicio problemă să taci, nu e nicio problemă să amâi o discuție. Chiar este un sfat înțelept, amână, amână ceartă. amână cearta. Amână, amână până mâine. Hai să discutăm mâine când este mai limpede. Noapte e un sfetnic bun. Hai să vorbim mâine. Nu vorbi până când nu ești pregătit să asculți v mai zis și repet, în consiliere, în birou, meu, un birou mic, un container așa și... Deci să mă pun în ei, să zic, mă, taci, mă, taci odată un pic, că n-ascultă și pe Nu poate. Îi spun, draga mea, taci, și tot doamnă, te rog, taci un pic, ascultă și pe ăsta. Pentru că de obicei noi vrem să vorbim fără să vrem să ascultăm. Nu are rost să deschizi un subiect până nu ești gata să asculți. Vrei să vorbești pe un subiect? Da. Asigură-te că ești gata să asculți. De aceea fiecare din voi să fie grabnic la ascultare. Grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie, zice cuvântul Scripturii. Dar nu vorbi la cald. Așteaptă până când ești pregătit să asculți. Nu vorbi până când nu e sigur că e stăpân pe ce îți rostește gura. Că ți-ai calculat cuvintele. De ce e atât de important? Știi ce? zice Scriptura Matei 12 cu 3-7. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de fiecare cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi o sândit. Dumnezeu e foarte atent la ce ți se păgură. Dumnezeu e foarte atent la ce ți se păgură. Ascultă-mă. De aceea pune o strajă gurii tale. Pune un soldat care să stea acolo și să apere. Întrebare. Este comunicarea voastră orientată spre soluții, spre reformă sau e ceartă necontrolată în care zbierăm unul altul până ne aud toți vecinii? Cum sunt momentele? Da, ajunge la un punct în care trebuie să facem o reformă, relație, nu știu, să adună ceva, trebuie rezolvat, 100%. Dar instrumentul cu care face asta, care e? Cearta necontrolată? Roada firii care ucide, care zdrobește, care zrănește sufletul pe următoarele șase luni? Care e metoda? Sau e dialogul duhovnicesc, vorbiți între voi, care te așezi frumos, calm, dispus să asculți, dispus să vorbești. Oricum, cearta nu rezolvă nimic. Tot la calm le rezolvă. De ce nu mai trece spun ceartă? Am distrus un mit. Nu trebuie, nu trebuie să ne certăm. Cearta e un instrument al firii. Cearta nu e o obligație, ci un instrument nefolositor. Întotdeauna în Biblie, repet, ceartă este prezentată ca o lucrare a păcatului și a fire. Observă ce e și Pavel, așa de mult îmi plac versetele astea. 2 Timotei, 2 cu 24 și robul Domnului. Nu trebuie să se certe. El trebuie să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de o îngăduință răbdătoare și să îndrepte cu blândețe pe potrimi și în nădejdea, în speranța că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. E unul din pasajele pe care mi le-am însușit și le repet deseori în momentele de criză ale vieții mele, cum mă mai enervează și pe mine cât e unul și vie să-i spun, imediat îmi vine în minte să activează becul roșu care spune și mi le repet în minte. Și robul Domnului nu trebuie să se certe. E trebuie să fie blând cu toți, în stare să îndrepte pe toți, plin de o îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea dacă Dumnezeu le va da puterea de a ieși de acolo și de a la adevăr. Amin. Puneți-le pe frigider. 3. Spuneam că niciun cuvânt stricat, ăsta e primul standard, doi, un cuvânt bun pentru zidire, trei. După cum este nevoie, zice cuvântul, ca să dea har celor cel aud. Cuvinte potrivite care oferă har. Vreau să observăm în primul rând că opusul vorbirii stricate a firii, știți care -i? cuvinte potrivite care oferă har. Și vreau să le analizăm aceste două expresii și apoi ne pregătim să închem. Cuvinte potrivite. Există o înțelepciune a vorbirii. Există o călăuzire divină în a alege cuvintele de care este nevoie pentru a aduce vindecare și ridicare în inima unui om. Deseori când trebuie să vorbesc cu oamenii în suferință, în care traversează momente dificile în viața lor, înainte să intru pe ușă în casă la om, sau înainte să intre el pe ușa biroului meu, înainte lui Dumnezeu mă smerește și spun așa, Doamne, te rog să-mi dai acele cuvinte de care inima acestui om are nevoie. Că nu-i aspirină, tratament universal. <laughs> dai la tăți, la fel. Nu, există cuvinte potrivite după cum este nevoie. Există momente în care trebuie să-l cerți pe un om. Să-l corectezi, iertați-mă. Există momente în care trebuie să-l mustri. Dar există momente în care, deși merită mustrat, nu e bine să o faci. De aia e ai nevoie de această călăuzire specială în relațiile dintre noi, să știi cum să abordezi momentul. Când te a rugat ultima dată, înainte să vină el de la muncă, să spui, Doamne, dă-mi acele cuvinte de care inima lui are nevoie. Ești pregătit să intri pe ușă în casă, sta nevasta cu ea, trei prunși care ori distrus casa, atâta ziua, cu făcut capul calendar. Când a fost înainte să pui mâna pe clanță și să zici, Doamne, dă-mi acele cuvinte de care inima ei are nevoie. Există o înțelepciune, o călăuzire specială pentru a folosi cuvinte care aduc ridicare, vindecare. Proverbe 15 cu 23, omul are o bucurie să dea un răspuns cu gura lui și ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită. Ce mult contează un cuvânt spus la moment. Ai această călăuzire de a alege cuvintele, de a-ți pregăti tonul vocii, modul de a le aranja încât să devină un instrument al vindecării și al zidirii mă gândim mult ce să fac, dar până la urmă vă dau din casă, că asta e. În biserica noastră, numai cu ceva timp, a trebuit să mediez un conflict între doi frați slujitori. Și după ce am început să discutăm, unul dintre ei zice, da mă, iartă-mă, asta e, am greșit, te rog să mă iert, am fost, m-am grăbit. No, și eu mă uit la celălalt, așteptând să zică și el, am mă, omul a făcut primul pas, fă și tu un pas către el. Și zice el, da, mă, dacă asta vrei, na, iartă-mă. Deci, în clipa aia să zic că el era sincer, dar nu ales cuvintele. Ați priceput? El nu era, nu era nesincer. Dar cum îi zici la un om în timp ce știi de iertare? Na, mă, dacă asta vrei, na, ce nu mi e greu să zic, iartă-mă. Deci, nu ai zis asta, deja numai mai rost, corect? De multe ori, în viața noastră, nu alegem corect cuvintele. Nu le așezăm în ordinea corectă, nu punem tonul corect. Deci e atât de important să primim călăuzire atunci când folosim aceste cuvinte. Noi suntem chemați ca prin cuvintele potrivite pe care le rostim să creăm pentru cei din jurul nostru un climat al vindecării, al aprecierii, al creșterii. 1 Petru, capitolul 3, versetul 9 la 11, zice așa, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară, din potrivă, binecuvântați. Căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Cine iubește viața și vrea să aibă, să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău, să facă binele, să caute pacea și să o urmărească. Dumnezeu să ne dea această călăuzire și vă rog să vă rugați insistent pentru o călăuzire a vorbirii. Doamne, dăm cuvintele potrivite. Poate ai un copil care are nevoie să-l încurajezi. Doamne, dăm cuvintele potrivite. Ajută-mă să pot să-i spun acele cuvinte care să-l în, în, să reimpulsioneze. Și mai este un cuvânt frumos aici în, în finalul versetului care, să, care dau har, care să dea har. Vedeți, harul în teologia creștină este un dar spontan, nemeritat, o favoare divină pentru a salva pe cei păcătoși. Este o influență divină care operează în indiviz regenerarea și sfințirea. Harul este darul lui Dumnezeu nemeritat pentru noi, a cărui influență lucrează în viața noastră spre a ne regenera și a ne sfinți. În relațiile dintre voi, cuvintele pe care le rostiți sunt orientate spre a lucra în noi sfințire și reabilitare? Sunt ele aducătoare de speranță? Cuvintele pe care le spui aduc speranță pentru cel de lângă tine? Sau un șir neîncheiat de reproșuri și condamnări? Îi aduce aminte de la când v-ați întâlnit voi prima dată cu Ce fel de cuvinte folosiți? Pentru că Pavel zice, vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă, cu sare, ca să știți cum să răspundeți fiecăruia. Apostolul Pavel spune că vorbirea noastră trebuie să fie întotdeauna în așa fel încât să aducă speranța reabilitării, ca mângâierii. Așa trebuie să vorbesc încât soțul meu, soția mea, copiii mei să primească speranță, să fie vindecați, să fie ridicați. Ceea ce vorbim nu produce efecte doar între noi și în relațiile dintre noi, ci și în relația cu Dumnezeu. Ori de câte ori vorbirea noastră scapă de pe, pe traseul stabilit de Dumnezeu, din limitele stabilite de Dumnezeu și devine o revărsare necontrolată a emoțiilor, se întâmplă ceva. Și ce spune Pavel în final? Știți, legate, aici este, este o conjuncție, conjuncția CAI care în grecește leagă cele două versete și ce zice aici? Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Știi că atunci când voi doi vă certați în bucătărie cu ușa închisă să n de copii și zbierați și vă jigniți și vă ziceți o mulțime de cuvinte, Duhul Dumnezeu este întristat. Duhul Dumnezeu este întristat. Dumnezeu privește înspre voi cu tristețe. Apostolul Pavel pune în conexiune directă relația mea cu Duhul Sfânt, care în mine este direct influențată de atmosfera relațională pe care o construiesc prin cuvintele pe care le rostesc. De aia zice Pavel, nu vă supărați pe soțiile voastre, că deja bare mâinile spre cer ca bărbat. Zero! Nu te ascultă Dumnezeu. Dacă crede cineva că este religios și nu și înfrânează limba și și înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Vreau să închei în dimineața asta cu întrebarea asta. Este stăpânul limbii tale? Este stăpânirea limbii? În stăpânirea cuvintelor care ți ies pe gură, Stăpânirea limbii este examenul cel mai dur al prezenței Duhului Sfânt în viața mea. Cine nu își înfrânează limba și înșală inima. Și religia asta e o poveste. Un om plin de Duhul Sfânt nu poate folosi un limba stricat care aduce moarte ci un vocabular potrivit, călăuzit, care aduce har ce climat, ce atmosferă stabilesc cuvintele pe care le spui în familie? De zidire? De speranță? Sau de frustrare și nemulțumire? Sunt aici și pentru că vin dintr-o familie în care părinții mi-au suflat mereu în ureche. Poți. Să poate. Ai dat-o de gard. Ridică-te înapoi. Nu este o lângă tine. Nici nu vă dați seama ce mult a contat în viața mea lucrul ăsta. Ca apoi, după ce m-am căsătorit, în verighetă am un mesaj la nevastă, nu vi-l zic, că e al meu. Dar nu vă dați seama că atâtea momente dificile în viața mea, când în viața abandonez, când toți din jurul meu erau împotriva mea, eram de multe ori la ședințe în care tăți turnau pe mine, eu scoceam verigheta, mă decuplam pentru câteva secunde, mă uitam, ei nu știau ce fac. Și ce făceam? Știam un singur lucru, că indiferent ce se întâmplă în afară, când mă întorc acasă, mă așteaptă o soție care mă iubește, indiferent dacă vin învins sau învingător. Pentru că ăsta e climatul care l-a stabilit cu mine. Aș vrea să spun că într-un astfel de climat te dezvolți, crești, ai curaj, dacă climatul pe care noi îl stabilim e unul de frică, de frustrare, domnule, vezi să nu tot timpul stai că amusă să revarsă pe tine. Pentru un astfel de climat, atât ca partener, cât și ca copil, te stingi, te usuci. Deci vreau să închem dimineața asta, ridicându-mi în picioare. Și înainte de a ne ruga, vreau să mai citim o dată Efeseni, capitolul 4, versetul 29 cu toții și apoi intrăm în rugăciune. Efesem 4 cu 29 zice așa și împreună. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire după cum este nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Ne rugăm împreună. Amin.